Pompierii din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Neamț au fost solicitați să intervină pentru salvarea unei văcuțe care a căzut într-o fântână în localitatea Petru Vodă, comuna Poiana Teiului. Salvatorii au intervenit joi în urma unui apel primit la numărul de urgență 112. La locul solicitării s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul Gărzii 2 de intervenție Poiana Teiului din județul Neamț cu o auto specială de stingere cu modul pentru descarcerare. Pompierii au coborât în fântâna cu o adâncime de aproximativ 4 metri, au securizat animalul și l-au scos la suprafață în condiții de siguranță. Grație intervenției pompierilor nemțeni, văcuța a fost predată proprietarului vie și nevătămată.